Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit și astăzi cu o nouă etalare. Astăzi am primit un pachet de cărți noi, non-notes, pe care îl ador și cu care aș vrea să încercăm astăzi să ne gândim la o situație în planul afectiv. Vă rog să vă gândiți la întrebarea sau la situația, oare mă mai vrea ceva? Până la urmă, ce vrea de la mine persoana specială din mintea și din sufletul meu, da? Vrea să mai fim împreună, nu vrea să mai fim împreună, ce mai simte pentru mine? Pentru că, din câte se pare, deși vrem să fim împreună, acest lucru se mișcă destul de greu. Dacă sunteți în această situație, rugămintea mea este să vă gândiți la o persoană specială și să încercăm să vedem ce ne spun ghizii noștri spirituali prin intermediul acestor superbe cărți. Este etalare generală, așa încât rugămintea mea este să rezonați doar cu mesajele pe care le considerați potrivite situațiilor dumneavoastră particulare. Ok, haideți să răspundem la întrebarea: ce vrea de la mine? Mai vrea să fim împreună sau nu mai vrea să fim împreună? Ce simte pentru mine persoana specială din inima și din sufletul meu, da? Haideți să vedem. Încercați să vă relaxați și să considerați toată această etalare ca o poveste frumoasă despre ceea ce ar urma să se întâmple, sau mai bine zis, ar fi posibil să se întâmple. Este o etalare atemporală, ea poate fi valabilă ori de câte ori veți da peste această etalare. Bun, haideți să vedem ce simte. Au căzut mai multe cărți. Să știți că se blochează această persoană. Cumva vă poartă în inima sa, este profund îndreptat către voi, pentru că se gândește non-stop la voi, dar se gândește la cum ar fi dacă. Însă singură își pune anumite restricții. În această perioadă preferă extrem de mult să gândească cu creierul mai mult decât cu inima. Posibil să fie avut de-a lungul vremii o experiență vastă în a suferi, pentru că foarte multă vreme au fost triști, da? Persoanele triste, persoanele la care vă gândiți dumneavoastră, posibil să fi suferit destul de mult în dragoste și în această cauză să simtă nevoia să-și spună restricții. Posibil ca marea majoritate dintre voi să fi reluat legătura cu persoana iubită, însă aceasta pare că din nou se blochează sau chiar dacă nu v-a blocat numărul de telefon sau v-a deblocat de pe rețelele de socializare, totuși vă ține blocată în mintea sa. Încă nu dorește să-și asume acest risc de a veni către voi, da? Încă nu dorește să-și asume acest risc, parcă se încăpățânează să-și blocheze sentimentele, nu vrea să dea încă frâu liber
iubirii ce vă poartă, pentru că este evident că își dorește să vină către voi și ar dori, de fapt, să vină către voi și ar dori să fiți din nou împreună și să retrăiți acele momente pe care le-ați trăit acum ceva vreme, însă pare că nu este încă capabil, capabilă să își asume acest risc, pentru că îl consideră un risc. Acum depinde despre ce este vorba, încearcă cumva să vă și protejeze, consideră că riscul ar fi prea mare dacă s-ar implica sau v-ar implica și pe voi din nou în această iubire. De aceea preferă să se odihnească, preferă să se odihnească, să se relaxeze, încearcă să petreacă foarte mult timp singur, singură, este în acest moment singur, singură, chiar dacă este înconjurat de persoane. Da? Deci își dorește la acest moment să fie înconjurat de persoane care îl admiră, o admiră. Posibil să lucreze într-un domeniu, da, în care este admirat, posibil să fie persoană publică, posibil să lucreze cu publicul, da, face tot felul de lucruri ca să îi crească încrederea în sine, pentru că nu se mai simte acea persoană care era odată, posibil să nu se mai simtă frumos, frumoasă, vrea să atragă atenția și vrea să obțină cu tot ce stă în puteri admirația celorlalți, da? Vrea să fie văzut, văzută, vrea să fie în centrul atenției și vrea cu disperare să umple acel gol pe care îl ați lăsat, da? Își dorește acest lucru, își dorește însă această iubire, da, pe care vă poartă. Nu e ca și cum nu și-ar dori, dar nu este în acest moment capabilă să-și asume acest risc de a se arunca din nou, pentru că posibil ca această situație să fie repetitivă, de a se arunca din nou în această iubire și a suferi. De aceea preferă să stea puțin retrasă și să își blocheze mintea. Este ca și cum de câte ori se gândește la voi continuu și vă blochează, își blochează gândurile către voi, da? Pentru că îi reveniți obsesiv în minte, îi stați în minte în orice face și orice întreprinde în fiecare zi la serviciu sau nu, îi stați în minte. De aceea se gândește la voi continuu și de câte ori veniți în minte, de atâtea ori spune nu, nu, gata, nu mă mai gândesc la el sau la ea și îmi văd de treabă, da? Deci deocamdată încearcă să se relaxeze, să citească o carte, să petreacă foarte mult timp cu el însuși, cu ea însăși, oricum el, ea nu contează, mai puțin contează dacă este femeie sau bărbat, pentru că energiile se pot schimba din secundă în secundă, da? Dar aici, în această etalare, pare că este vorba mai mult despre energia persoanei la care vă gândiți, da? Haideți să vedem ce mai putem afla despre persoana specială la care vă gândiți, de ce nu face sau când va face următorul pas, dacă îl va face, pentru că acum nu vrea să riște, nu mai vrea să se mai arunce cu capul înainte. Vrea probabil ca să vă urmărească, să vadă ce faceți, ce ziceți, ce gândiți, nici nu mai este sigură pe sentimentele dumneavoastră, da? Posibil ca această înstrăinare emoțională să se petreacă, să petreacă într-un timp destul de lung, da? Deci să fi trecut destul de mult timp de când voi doi nu v-ați mai văzut sau nu v-ați mai atins sufletele, însă să știți că îngerii spun că veți fi călăuziți. Este o relație binecuvântată și orice s-ar întâmpla, să știți că vă veți găsi drumul până la urmă unul către celălalt, da?
Ce v-am spus? Sunteți, este, această relație este, vă este sortită, adică nu este ca și cum nu va fi, va fi, doar că va mai dura puțin, vă este sortită, iar persoana la care vă gândiți, să știți că suferă, nu este bine, da? Deci nu este bine. Are o încredere în sine extrem de scăzută în această perioadă, chiar dacă posibil să epateze, să facă tot felul de lucruri care să-l aducă în centrul sau să o aducă în centrul atenției. Da? Ca zodii predominante, pești, rac, scorpion, vărsător, balanță, gemeni, capricorn, taur, berbec. Ok, da, este nemulțumit, da, uitați, este nemulțumit, are, efectiv, este trist, trist, are o tristețe interioară extrem de profundă, parcă se hrănește, da, deci parcă se hrănește cu această tristețe care îi face rău fizic, posibil să fi slăbit foarte tare în această perioadă. Nu mai mulțumește nimic, da? Parcă tot ce a construit până în prezent a construit pe o fundație care nu este solidă. Posibil ca persoana la care vă gândiți să lucreze în domeniul artelor, da? Să fie artist, muzician, actor, pictor, scriitor, sculptor, tot domeniul care cuprinde artele, da? Să lucreze cu publicul, da? Cum spuneam, să aibă public, da? Nici faptul că apare în public, da? Și faptul că este recunoscut în public, nu îl mai mulțumește, da? Îl nemulțumește până la dureri fizice, da? Până la dureri fizice. Mi-a atras atenția această carte. Există o manipulare aici, da? Există o manipulare, posibil să creadă că îl manipulați sau o manipulați sau să considere că i-ați manipulat, da? I-ați manipulat atunci când erați împreună, i-ați manipulat cu vorbe frumoase, i-ați făcut să se îndrăgostească de voi pentru ca ulterior voi să rupeți legătura sau că această legătură să fie ruptă pentru că a suferit foarte, foarte mult din dragostea pe care v-a purtat-o, de aceea și frica să-și asume, da? De aceea nu-și asumă riscul de a veni încă, nu definitiv, încă, da? Către voi. Cum spuneam, există o manipulare, posibil să creadă că v-ați pus niște măști, da? Consideră că nu ați fost în totalitate sincer, sinceră cu ei. Și din această cauză să nu mai aibă pur și simplu încredere, da? Haideți să vedem dacă această persoană vă mai iubește sau ce simte această persoană vis-a-vis de voi. Da, simt aici o tristețe, o greutate, greoi, totul merge greoi cu stagnări, cu restricții. Vă puneți singuri sau v-ați pus de-a lungul timpului singuri piedici și ar fi putut să fie o relație frumoasă, dar nici unul nu ați mers mai, de fapt, dumneavoastră nu ați mers mai departe, pentru că celălalt ar fi vrut să-și asume acest risc. Să știți că în momentul de față parcă ține doliu după iubirea sa, da? A suferit foarte mult, parcă ține doliu după iubirea sa, dar în același timp își dorește foarte tare să se, ca această situație să înceteze, da? Să iasă din această situație. Își dorește să iasă din această situație, își dorește să pună punct, să pună capăt. Există două variante, două cazuri. Posibil ca unii dintre voi, dintre persoanele la care vă gândiți să dorească, de să nu poată să-și asumă acest risc vis-a-vis de voi, pentru că nu știe unde va duce sau dacă relația voastră va avea un viitor, de aceea posibil să își dorească să întrerupă legătura cu voi, da? Să pună punct aceste legături și să-și vadă de viață. Mai rar, în alte situații, persoanele speciale din sufletul dumneavoastră doresc să termine această suferință, pentru că nu mai pot să stea așa, ori, ori, da? De ce? Pentru că este vorba despre dragoste necondiționată, da? Deci dacă vă întrebați dacă vă iubește, să știți că
vă iubește. În orice situație, această persoană vă iubește, vă iubește și vă dorește și vrea să fiți împreună, însă la acest moment așteaptă, da? Așteaptă pentru că nu este sigură pe nici pe sentimentele sale, nici pe sentimentele voastre. Însă, uitați, există acest parteneriat, există această dorință de a se reuni cu dumneavoastră. De fapt, dintotdeauna, din partea lor, a existat această dorință de a fi împreună, de a trăi împreună, de a avea o dragoste împreună, da? Și posibil în două zile, două săptămâni, și Zodia Balanță, uitați, intervine, sau cred că am spus, nici nu mai știu, în sfârșit, două zile, două săptămâni, posibil să fiți din nou împreună, dar cel sau cea la care vă gândiți trebuie să fie în primul rând, au căzut foarte multe cărți, dar le vom lua, în sfârșit le vom lua, da? Deci există această dorință de a fi din nou împreună și veți fi din nou împreună. Posibil în două zile, două săptămâni, da? Veți fi împreună, dar după ce această suferință va trece, pentru că încă suferă această, da? Încă suferă această persoană la care vă gândiți. Suferă pentru că simte că nu i-ați spus adevărul sau în relația pe care o aveți sau care ați avut-o nu s-au spus adevărul. Unul din voi a aflat despre celălalt anumite lucruri, anumite secrete, informații pe care le-ați ascuns reciproc unul de altul. Posibil să fie acesta un motiv pentru care v-ați despărțit la acel moment. Deci după ce se vor spune anumite adevăruri și după ce suferința va înceta, atunci veți avea o nouă viață. Uitați cât de frumos, o nouă viață împreună. O nouă viață în care veți fi devotați, uitați, da? Veți fi devotați unul celuilalt, da? Atunci, în momentul în care se vor spune adevăruri, în care nu mai există manipulări și măștile vor fi aruncate, da? Și atunci veți fi binecuvântați cu abundență emoțională, da? O viață plină de frumos, plină de împărtășiți tot felul de emoții, care mai de care mai frumoase. Să știți că la modul general veți fi împreună, da? Veți fi împreună, veți avea o nouă viață, posibil ca unii dintre voi să doriți să dați naștere unui copil, da? Să concepeți un copil împreună, să vă căsătoriți, să renunțați la tot pentru a fi împreună, dar doar după ce nu vă mai spuneți minciuni, vă spuneți, da, adevărul, da, vă spuneți adevărul, numai atunci această persoană este capabilă să-și asume acest risc și să vină către dumneavoastră. Până atunci însă, până nu va fi sigur de sentimentele voastre și despre ceea ce vă doriți cu adevărat de la această persoană, această persoană, să știți că nu va reveni sau va reveni, dar va mai trece un timp, da? Deci după o perioadă. Sperăm ce v-ar spune, ce mesaj v-ar spune persoana iubită dacă v-ar vedea, da? Să vă angajați, da? Să vă angajați și să vă angajați în această relație și să fiți siguri că doriți această relație, că vă dedicați din toată inima acestei relații, da? Nu că doar stați și vorbiți pe Facebook sau vă dați mesaje, vă schimbați mesaje și așa mai departe, că vreți cu adevărat această relație cu el sau ea și dacă și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, sunteți capabili să renunțați la lucrurile la care țineți acum pentru a fi împreună cu această persoană, da? Să vă dedicați în toată inima acestei relații, da? Și să recunoașteți această relație, să nu vă mai ascundeți, posibil ca relația dintre voi să fie una
ținută în secret, își dorește, pentru că își vrea cu tot din adinsul, nu vrea să se mai ascundă, vrea cu tot din adinsul să recunoașteți această relație, el sau ea să recunoască ca și voi, de altfel să recunoașteți această relație, să nu vă mai ascundeți. Cam atât, dragii mei, despre această etalare. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc și pentru vizualizări. Să ne vedem sănătoși voi și voi nici până la o următoare etalare. Vă îmbrățișez cu drag și vă urez să aveți parte de cea mai frumoasă zi din viața dumneavoastră. La revedere, dragii mei!